La mănăstirea Cămârzane a avut loc astăzi colocviul seniorilor Viață trăită frumos în Hristos. Manifestarea a fost organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu Societatea Femeilor Ortodoxe Maria de Mangop. Participanții au fost întâmpinați de stareța așezământului monahal și au vizitat Biserica Nouă cu hramul Nașterea Maicii Domnului și lăcașul de cult închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Găzduim azi la Mănăstirea Cămârzani colocviul seniorilor Viață trăită frumos în Hristos. Un eveniment organizat cu multă dăruire, așa cum cred că toți cei prezenți știți, de doamna profesor și inspector Daniela Ceredeiev, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și cu Societatea Femeilor Ortodoxe Maria de Mangop. Vă urăm din toată inima bine ați venit la mănăstirea noastră, poate unii dintre dumneavoastră pentru prima dată. Ne bucurăm că putem să fim și noi părtași la acest frumos eveniment și rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse mult har, pace și bucurie în inimile tuturor. Părintele consilier eparhial Ștefan Mihalcea a oficiat apoi un trisagion la mormântul preasfințitului părinte Gherasim Putneanul. La finalul slujbei de pomenire, seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca au depus flori la mormântul ctitorului mănăstirii Cămârzani, iar părintele Marcel Ursuțu, de la parohia Bogdănești, a evocat personalitatea ierarhului trecut la cele veșnice în urmă cu aproape 20 de ani. De la preasfințitul, sigur, pe lângă ascultare despre care s-a pomenit desăvârșită, pe care trebuie să ne luptăm să o împlinim și noi, este, cred că, lecția aceasta a cumințeniei, dacă vreți, chiar și în slujbe. Pentru că așa poți să te rogi Duhului Dumnezeu să fie înainte atitudinilor tale fizice sau psihice. Un om al smereniei desăvârșite, un om al cunoașterii tipicului și rânduielii liturgice desăvârșit, plecăm acasă cu o fărâmă, o scânteie, cu această lumânare care a ars puțin, astăzi și pentru sufletul preasfințitului Gherasim Putneanul la ceruri, dar și pentru noi, cei de pe pământ, care l-am cunoscut sau nu, dar sunt scrierile lui pe care le avem la îndemână și mai ales acest mormânt. În continuare, în sala de ședințe a mănăstirii, Radu Bercea, cunoscut pictor și grafician și fost deținut politic, le-a vorbit celor prezenți despre rolul vindecător al artei în viața sa. Am regăsit în artă, bineînțeles, și suferința mea, am și expoziții făcute pe această temă, dar întotdeauna m-am gândit la Dumnezeu că mă va salva, că o să fie mai bine și, într-adevăr, după 5 ani de zile am scăpat. Ferească Dumnezeu ca nimeni să nu treacă prin ce am trecut eu. Pictorul Radu Bercea a primit din partea al preasfințitului părinte Calinic ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putneanul. Cred și o spun de multe ori că vorbim prea puțin despre oamenii care ne dau importante lecții de viață. Le spunem prea rar cât sunt pe aici și când se strămută în veșnicie, ne văd. Dar poate că ar mai fi avut să ne spună câte ceva. Și e motivul pentru care mi-am dorit ca astăzi să fim inspirați de povești de viață ale unor seniori care au însemnat lumină și rugăciune și muncă neostoită pentru noi. Și mă gândesc acum la Vladica Gherasim Putneanul, pe care am avut bucuria să-l cunosc și care ne-a vegheat primii pași în Bucovina. Apoi mi-am dorit ca cei prezenți să-l cunoască pe maestrul Radu Bercea. Deopotrivă, un om care a cunoscut experiența închisorilor, dar un om pentru care arta, pictura a însemnat catarsis, a însemnat purificare, rezistență, a însemnat chiar reziliența lui în comunitate. În primul rând, mulțumim doamnei Daniela Ceredeiev, care este mama noastră de suflet. De 7 ani ne calcă pragul și ne ajută tot timpul. Ea ne spune, dă-ne un semn și noi venim. Acum 7 ani a făcut un spectacol caritabil care, datorită acestui spectacol, am putut merge mai departe. Eram la un pas de a pune lacătul pe acest cămin.
Tot astăzi a fost vernisată expoziția Bunicii de la Solca, Truda mâinilor care spun povești, realizată de Emanuela Motrescu. În cadrul expoziției au fost prezentate exponate însoțite de instalații document și fotografice ilustrative pentru viața bătrânilor protagoniști ai galeriei. Ceea ce ați văzut azi aici este o mică parte din trăirea pe care am avut-o la Bunicii de la Solca. Prima dată când am ajuns acolo am fost extrem de emoționată. Atât de emoționată încât mi-a trebuit ceva timp până să reușesc să fac fotografiile. Și am avut o contradicție constantă între a fotografia și a asculta ceea ce au ei de spus. M-au impresionat extraordinar de mult poveștile lor, poveștile lor care sunt pline de valoare, dacă știi să asculți. În cadrul întâlnirii a fost declarată deschisă cea de-a doua ediție a proiectului eparhial Vizidom, Bine de la om la om, program care, potrivit inițiatorilor, se va desfășura în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pe tot parcursul anului 2024.